Rupe, rupe, rupe tot, ești nenorocire, vină să te pun un boț sau vin eu la tine. Au, 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 au. Înainte de toate, vă rog frumos să bușiți butonul ăla de like, subscribe și de abonare la clopoțel, pentru că le merit. Eu așa zic că le merit. Și înainte de toate, unboxing! Ați văzut deja în titlu că mi-au venit produsele de la Bella Barnat și la fel. V-am spus deja că durează aproximativ 2 săptămâni să vă vină coletul, la fel ca pe celelalte site-uri când comandați din străinătate. Dar la mine, după ce trece o perioadă mai lungă de 3 zile, eu nu mai țin minte exact ce am luat și mă bucur ca și când eu nu plătesc un colet. Eu alandala, așa l-am primit. Și hai să le punem aici și să începem cu primul. Știți deja, da, ambalajele. Giugiuc, miau-miau. Că nu mai știu ce am cumpărat, jur. Ia. Am luat... Am luat o rochiță! De asta așa simplă, pe gât, m-am gândit când am luat-o la Kim Kardashian. Nu mă întrebați de ce, dar la Kim. M-am gândit așa că hai să o iau pe mine și să discutăm direct pe model, zic. Cam așa se prezintă rochița. Ta-na-na-na! Au, au, au! Îmi place mult de tot că este culoarea pielii. Este foarte drăguță. Este puțin cam transparentă, dar puțin. Adică îmi vedeți coastele, buricul. Să nu mai zic de sâni, că păi ea chiar îi vedeți. Adică de fiecare dată se văd din cauza piercingurilor, nu că fac eu ceva anume. E, eu am luat rochița asta că m-am gândit așa, dacă îi pun un pulovăraș pe deasupra și o iau cu niște ciocate, care trebuie să-mi vină totuși, cred că s-ar vedea foarte drăguț. Și totuși să am o rochiță așa mai lunguță, știți ce zic? Nu neapărat așa simplă, dar merge și simplă. Dar uite, dacă e caniculă și o iei până în gât, trăiască familia mea, că mor de cald, simt că mă aspiziez. Mai avem aici, unde asta cum se numește? Un bilețel de la Bella. Hai să mergem mai departe. Hai să luăm pe următorul. Ce avem noi aici? Sigur, avem tot o rochiță, cred. Ia. Doamne, deci mi-am luat o rochiță tot așa de păpușă, fai fetelor. Uitați-vă puțin, că e și cu buline. Ador bulinele. Și cu manșetuțele astea, cu detaliu auriu. In love. Yes. O pun și pe asta pe mine și revin imediat. Cam așa se prezintă rochița. La, 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 la. Este scurtuță. Și aici are un elastic. Nu are alt fermoar. Ah, ba da, are și fermoar aici. Dar aici are un elastic frumos. Puteți să o și deschideți. Detaliile sunt de păpușă. N-am închis eu astea. Dar... Hello, hello, little princess. Nu-i așa drăguță de păpușică? Uai, leu! Nu, îmi place. Îmi place mult de tot. Când am văzut-o pe site, am zis... Amelie, și nu uitați că aveți și cod de reducere. Beneficiați pentru că va fi și Black Friday pe Bella Barnat, așa că Bella Barnett sau Barnat, în fine. Așa că nu uitați de codul de reducere. Produsele nu sunt scumpe, au niște prețuri foarte accesibile pentru calitatea pe care o au. Credeți-mă, sunt calitate giugiuc. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem o rochiță. Ia. Rochiță e? Rochiță trebuie să fie. Da, și e stil corset. Uitați-o. Cât de mișto e. Are și ea fermoar. Majoritatea, să știți că sunt cu fermoar, chiar dacă sunt elastice, unele au și fermoar. Și cam așa se prezintă jos. Ia uitați-o, și cu breteluțe. O punem și pe asta pe mine și revin imediat.
Deci, prima dată voiam să vă arăt că aș putea să-mi las bretelețele așa, la mișto, să pice. Ia uite! Așa, dar pot să le și pun cum de altfel se poartă. Așa, aici avem și burete. Deci, fetelor, dacă vă îngrijorați pentru partea asta, aici aveți burete. Vine foarte frumos pe talie și cu un cloș așa. Superb! Doamne! Nu, e superbă și aceasta. Bine, ce drept, eu n-am gusturi proaste la haine. Doar că dacă eu sunt mereu mai băiețoasă și așa, acum când îmi aleg rochițe, vreau să fie niște rochițe care să stârnească privirile oamenilor. Adică dacă merg într-o vacanță, să se uite lumea. Ia uite ce rochiță frumoasă are fata aia. Deci, știi ce zic? Hai să mergem mai departe cu... Vom vedea imediat cu ce. Deci aici pe jos să știți că am făcut numai haine. Asta așa, în caz că v-ați întrebat. Hop! Avem o de asta. O, cum se numește? Nu e cămășuță. Un sacoaj din acela fără umeri. Lăsați-mi voi în comentarii că am un lapsus care are o denumire. Și fustiță din aceasta cloș. Foarte drăguță. Vreau să o punem și pe asta pe mine pentru că nu am purtat niciodată o astfel de fustiță cu cloș de ăsta pliat. Așa că hai să vedem cum îmi vine. Cam așa se prezintă. Este la fel, destul de lunguță. Este până aici la os, după gâmbiță. E foarte lunguță. Și vreau să vă spun că eu am luat-o în mărimea S. Tot ce vedeți acum aici sunt în mărimea S toate. Este cu fermoar. Spuneți-mi voi dacă îmi stă bine, dacă mă prinde astfel de look, să zic așa. Pentru că eu una văd un astfel de look la o mamă care se duce la o ședință cu părinții. Sau, bineînțeles, tot așa, de birou. Ăsta nu știu cât ar fi să mă duc eu în vacanță cu ea. Pentru că mi se pare totuși un pic elegantuță. Aș merge la o terasă, ceva, dar așa să mă plim pe marul mării, nu m-aș îmbrăca cu treaba asta, vă zic sincer că e prea elegantuță pentru acest view de mare. Mai avem două produse. Hai să vedem ce avem aici. Ioi! Vai cât îmi place materialul ăsta tricotat. Uitați-l puțin. Este cu găurele, dar este cu găurele doar aici și pe spate. Și hai să vedem cum vine și această rochiță pe mine de mare. Ta-da! A? Cum vi se pare? Vine bine. Hello, sexy mama! Chicalaca, chiquicia, ta-na-na-na-na, bachata. Cam așa vine și această rochiță. Foarte mișto materialul, îmi place, îmi plac chestiile tricotate. Nu știu, duc și spre eleganță și sport. O să pot să iau pe asta, credeți-mă, cu Adidas 100%. Mi-e ușor cu Adidas să accesorizez chestiile și V-ul acesta aici în față mi se pare genial. Dacă mi-ar fi pus aici rotund, nu știu cât mai m-ar fi coafat, dar așa un mic detaliu de a fi sexy. Când vedeți ce sclipiciu din păr. Da, și ultimul, dar nu cel din urmă produs. Haide să vedem ce avem și aici. Da-da-da. Deci, vă rog eu mult, un moment de reculegere, stați să văd dacă scrie aici măsura pe asta, pentru că da, asta este singura pe care am luat-o M de frică. Ai, se mai întâmplă pentru că am citit acolo că nu este deloc elastic și mi-a fost frică la sâni. Pare un pic măricică,
Dar, sincer vă zic, prefer să mă duc să-i fac niște pense pe laterale decât să-mi fie mică. Pentru că dacă ți-e mică, nu mai ai ce să-i faci. Așa că, hai să punem și pasta pe noi și să vedem cât de bună mi este mărimea M. Că așa o să vă dați și voi seama de ce mărimi v-ar trebui în caz că vreți să vă comandați. Gagici, cum vi se pare rochița? Bună seara și bine ați venit la Vinculescu Corina pe canalul. Unde credeți că ați revenit? Deci, v-am menționat că este în mărimea M, da? Foarte puțin aici mi-ar fi largă. Foarte puțin insesizabil, dar la sâni îmi este perfectă. Așa că, vă rog eu mult să vă uitați mereu la mărimi. Mi-am și prins părul. Mergea parcă mai bine cu părul prins această rochiță. Uitați-vă dacă este elastică zona pe aici. Vă uitați frumos la mărimi. Mie mi-este bună, sinceră să fiu, dacă o luam în mărimea S, cred că în zona bustului m-ar fi strâns destul de tare, pentru că în momentul de față vine fixă. Haideți să vă menționez înainte că eu am 1,67-1,68 înălțime, am 54 de kilograme, puneți, 53-54, dar vreau să punem 54 ca să înțelegeți așa orientativ totuși, că un kilogram în plus în minus nu se simte și... În bust am 92, cred, 93, pe acolo. Da, cred că așa. În talie am, cred că 64, gen, 63-64 și la fund am 92. Deci, astea sunt mărimile ca să vă faceți voi o idee cam cum sunt eu. Dar pe toate eu mi le-am în mărimea S și dacă mi se pare mie că este materialul mai neelastic, prefer să mi le iau în mărimea M. Sunt curioasă ce rochițe v-au plăcut din toate acestea. Pentru că, nu, mi se pare că toate sunt frumoase, mai ales aia cu buline m-a leșinat, ca să înțelegeți. Și aia, de pot să-mi las așa înflorată, mânuțele în jos, ca să-mi fac o poziță, îmi trebuie și o gentuță foarte micuță, finuță, că nu prea mai am. Da, nu știu, toate îmi plac. Spuneți-mi și mie cu care mi-ar sta mie cel mai bine și nu uitați de codul lor de reducere pe care îl găsiți în bio la mine. Cu tot. Cu site unde să intrați. Tot, tot, tot. Și nu uitați că vine Black Friday, da? Ok. Vă super pupicez, vă mulțumesc că ați fost aici alături de mine. Vă iubesc, ne vedem data viitoare și vă mulțumesc celor de la Bella Barnett că m-ați lăsat să am această onoare să vă prezint rochițele. Vă pup, vă iubesc, bye!